Studenții, care întrebări te-au pus cel mai mult în dificultate? Întrebări în dificultate? Ceea ce e legat, au fost câteva întrebări date de presă. Așa, hai. Cred că cea mai complicată probă din tot concursul a fost interviurile și întrebările reporterilor. Da, au fost întrebări care eu cred că pe noi nu ne-ar interesa atât de mult, fiindcă acesta este un concurs de inteligență. Noi nu ne implicăm, adică au fost întrebări ceva legat cu Parlamentul sau... V-au cineva... întrebat cine este președintele Parlamentului, cred. Nu m-a întrebat asta. Au fost întrebări mai stupide decât acestea. Dar ce v-au întrebat? Cine este premierul sau... Nu, au fost vorbe urâte... Adică, spune-ne și nouă, ce... Asta cred că nu ar fi interesant să discutăm despre aceste lucruri. Bun, dar dacă te-ar fi întrebat dacă cunoști cine este premierul, președintele Parlamentului, avea să răspund la aceste întrebări? Nu avea să răspund. Nu avea să răspund. Nu avea să răspund. Nici măcar nu știi cine este ministrul economiei. Eu de exemplu, știu că tu faci ASEM. Nu mă pricep, dar nu mă interesează, fiindcă pe zi ce trece, totul se schimbă și eu nu o să urmăresc în fiecare zi cine și cum, unde se mișcă. Adică nu te interesează absolut deloc politica? Nu, nu-mi place politica. Bun, ce trebuie să facă un Miss Moldova pe lângă faptul